Datorită păcatului, viața pentru toată lumea e grea, e dificilă, are atâtea obstacole. În toată ziua fiecare dintre noi nu întâlnim decât obstacole în viață și trebuie să te lupți cu ele, trebuie să te lupți cu viața, trebuie să ai curaj și să le biruiști, chiar dacă nu le poți birui deodată și caz de renumărate ori. Nu spierzi nici atunci curajul. Trebuie să ne ferim mai cu seamă de acest mare păcat, atât de răspândit astăzi al pierderii nădejdii, al pierderii curajului de viață, care provine și din faptul că nu suntem capabili să iertăm. Cunosc câteva cazuri de oameni bolnavi psihic, depresivi, care au ajuns în această stare datorită faptului că nu sunt capabili să-și ierte propriilor părinți. Acești oameni au niște blocaje psihice în mintea lor, care îi țin ca în niște cătușe și nu pot să ierte traumele pe care le-au suferit în copilăria lor. Și se întâmplă atâtea drame în familiile noastre și aici în țară și peste tot locul în lume. Atmosfera din familiile noastre este de multe ori o atmosferă dăunătoare pentru copii. Și atunci, acești copii sunt marcați de atmosfera și păcatele din familie și îi duc dramele acestea din familie până la vârsta matură și atunci experimentează stările acestea de ură față de lor părinți și nu mai pot să iasă din acest păcat, nu mai pot ierta. De curând la noi, la Nuremberg, am invitat special o doctoriță de la Constanța pe care o cheamă Ionica Ciortan, care are patru clinici private ale ei și peste 100 de medici în subordine, este conferențiar universitar și extraordinar de inteligentă, dar și extrem de credincioasă. Eu n-am mai întâlnit un doctor atât de credincios și atât de instruit și de cunoscător al medicinii. Are cinci specialități, pediatrie în primul rând, dar în același timp și cunoscătoarea sufletului omenesc. Parcă ar fi făcut teologia. I-am și spus că dacă aș fi vorbit eu în fața oamenilor, nu m-ar fi ascultat cu atâta interes cum va asculta pe dumneavoastră. Pentru că ea dădea niște mărturii, niște exemple din propria ei viață și din viața copiilor pe care îi tratează și a părinților ne spunea că cele mai multe boli ale copiilor, boli fizice, trupești, sunt consecința unei stări sufletești din familie. Dacă părinții se ceartă, fac scandal, îl ceartă și îl bat pe copil, copiii se pot îmbolnăvi de orice boli trupești, nu de boli psihice. Ea cum este specialist în domeniu, îi tratează pe copii, tratează pe părinți și le spune așa mereu, cauza bolii copilului sunteți voi, părinții. Și are mai mult de lucru cu părinții decât cu copiii ca să-i vindece pe copii. Există o lege duhovnicească care domnește în universul acesta. Noi oamenii suntem în univers și universul e în noi, iar universul este străbătut de legi spirituale pe care noi nu le vedem și pe care nici nu le pricepem de cele mai multe ori. Legile fizice se cunosc, sunt cercetători care studiază universul și vorbesc de legile după care se conduc astrele și universul în general. Cine încalcă o lege fizică a universului suportă imediat consecințele. De exemplu, dacă aici arde o lumânare și o bag mâna în foc, bineînțeles că focul acela mă arde? Absolut, pentru că eu am încălcat o lege a fizicii lăsată de Dumnezeu, pentru că asta e legea focului. Focul e făcut ca să ardă și cine își bagă mâna în foc va fi ars. Tot așa sunt și legile spirituale, duhovnicești, invizibile, care guvernează omul, umanitatea și aceste legi. Dacă sunt încălcate prin păcate, ele intră într-o disfuncționalitate și atrag asupra noastră consecințe și asupra ta, că tu însuți le-ai făcut, dar și asupra seminilor tăi. Scriptura scrie și dovedește că păcatele părinților au consecințe în urmași până la al treilea și al patrulea neam. Părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li se strepezez dinții. Medicina constată foarte clar acum că există o transmisie genetică din părinți în copii, și în nepoți și în strănepoți. Fiecare dintre noi moștenim niște gene care sunt sănătoase sau mai puțin sănătoase sau bolnave. În această privință, Sfântul nostru Părinte Arsenie Boca vorbește foarte clar și foarte frumos cum părinții alcoolici se trezesc cu nepoți alcoolici. Este absolut dovedit azi că gena aceea blestemată a alcoolismului vine în nepot de la bunic sau de la părinte. Noi trebuie să fim foarte atenți și mai conștienți, mai serioși în ceea ce privește problema păcatului, a încălcării rânduierilor lăsate de Dumnezeu în viața omului. Înainte oamenii nu știau ce știu azi, ei trăiau mult mai simplu și aceasta era o mare binecuvântare pentru că trăiau în acord în armonie cu lumea înconjurătoare, cu universul. Ei știau că dacă încalci o lege fizică, suporți consecințele. Dacă faci un rău, vei suporta consecințele. Răul pe care îl faci atrage asupra ta o răsplată, după faptă și răsplată. Iar Sfântul Apostol Pavel zice, nu vă înșelați, ceea ce seamănă omul aceea va culege în păcat, neghină, vei culege răutate, boală, suferință. Numai că, zice Sfântul Marcul Ascetul, între perioada semănatului și a secerișului sunt luni de zile. Omul nu mai știe când astăzi suferă, uite, m-am îmbolnăvit sau a venit une caz asupra mea, o putință să o pun pe seama unui păcat sau a păcatelor pe care le-am făcut cu un an sau doi sau zece înainte. Nimeni nu suferă nimic fără ca să fie consecința propriilor sale păcate, ale sale sau ale părinților sau moșilor și strămoșilor lui. Există o lege ontologică în neamul fiecăruia dintre noi. Dacă noi săvârșim păcatul, atunci este firesc să suportăm și consecințele păcatului, bolile, neputințele, insuccesele noastre, tot ce pățim în viața noastră, în fond pătimind datorită propriilor noastre păcate. Spun unii oameni care nu-și pot căsători copiii că cineva, un vrăjmaș și a legat căsătoria și nu se poate căsători. Eu ce să-i spun? Că nici nu pot să-i spun mai multe pentru că omul nu vrea să înțeleagă. L-a legat păcatele lui, ale copilului și păcatele părinților. Ne-ar spune părintele Arsenie foarte clar. Mă, datorită ție suferă copilul tău. Eu am fost de două ori la părintele Arsenie și mi-amintesc foarte clar că prima dată când m-am dus era biserica foarte plină de femei mai ales. Părintele coboară de pe schelă și întreabă, tu câți copii ai? Îi se spunea că unul sau doi și părintele întreba, unde sunt ceilalți? Să știți că văd Dumnezeu de lucru cu un copil sau cu doi cât ai fi avut cu cei zece așa de logic, așa de clar și atunci tu, mamă, tu, tată, mai spui că e legat căsătoria nu știu cine. E legat căsătoria păcatele lui, păcatele tale. Și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să te păcăiești, trebuie să te smerești, trebuie să plângi, trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu, trebuie să te rogi. Și dacă tu recunoști și ei asupra ta păcatul tău, atunci să știi că problema e rezolvată decât să dai vina pe alții. Noi trebuie să avem o judecată sănătoasă, adâncă, iar dacă nu avem, să ne ducem la preoți și la duhovnici. Nici unii preoți nu știu lucrurile acestea. Te duci la alți preoți care știu mai multe. Eu am umblat în viața mea la zeci de călugări mari pe care am avut în secolul trecut. De curând am notat vreo 50, începând cu părintele Paisie de la Sihăstria, părintele Cleopa, părintele Ioniche Balan, părintele Ianichit de la Pudna, părintele Dimitrie de la Hârlău, părintele Arsenie Papacioc, părintele Petroniu de la Muntele Atos, părintele Sofian de la București, părintele Macari de la Pasărea, părintele Ilarion de la Cernica. Astăzi când mă gândesc și mă duc cu gândul pe la toate mănăstirile noastre, că le cunosc aproape pe toate, nu știu dacă mai găsești vreo cinci, călugări mari sau duhovnici. Lumea astăzi, nu numai la noi, ci în general de căzuci și de cade spiritual, văzând cu ochii. Și te duci la cineva să te lumineze și nu te poate lumina pentru că nu știe. Și îți va spune și el ca și părintele acela de la Sfântul Gheorghe și îți dă o listă să aprind nu știu câte lumânări, care sunt inepții în fața noastră. Dar Dumnezeu e așa de mare și de bun și de milostiv că ia seama și de lucrurile acestea și le transformă și pe acestea în bine. Dar noi nu trebuie să ne ducem la vrăjitori și la oameni care ne ghicesc. Asta este o superficialitate noastră. Imediat să rezolv cazul, boala, necazul, cu ceva repede. Fac câteva rugăciuni, fac șapte masluri, fac aia, fac aia și s-a terminat. Păi dacă ai ucis unul sau mai mulți copii. Am întâlnit cazuri cu vreo 40 de avorturi. O femeie din Germania avea doi copii. Băiatul șofer, căsătorit de curând, a murit în accident de mașină. Fata căsătorită de curând, bolnavă de cancer, a murit și a rămas și după ea un copil. Femeia foarte credincioasă și conștientă, profund de păcatele ei. Acum lipsește o zi de la biserică, plânge de nu știu de unde mai are lacrimi și eu sunt sigur că Dumnezeu o iartă. Păcatele mari, păcatele grave nu se rezolvă așa, cu șapte lumânări, cu două rugăciuni, ușuratic așa. Păcatele mari atrag asupra noastră suferințe foarte mari. Ți-a murit copilul. Dacă tu ai omorât moartea aceea, pe linie duhovnicească a tras moartea pentru că Dumnezeu îngăduie ca tu să te pocăiești, să te întorci și Dumnezeu te iartă. Orice ar veni asupra noastră, trebuie să punem asupra noastră înșine să spunem. Eu sunt vinovat, eu merit asta. Părintele Arsenie spunea, mă, spuneți așa, merit să sufăr, merit asta pentru păcatele mele. Dacă nu spui lucrul acesta, înseamnă că ești superficial, ești ușuratic, că dai vina pe alții și vrei să te scapi de niște păcate grave de care ești conștient foarte ușor.